Dacă zi de zi aflăm de noi și noi cazuri în care oamenii de afaceri au fost șantajați de grupul de crimă organizată condus de Coldea, și dacă acest grup aflăm din date certe, a încasat sume foarte mari. De bani mult mai mari decât se aflase la început, mă întreb de ce nu se judecă din nou toată cauza, și cauciunea nu devine mult mai mare. Cauciunea trebuie să fie proporțională cu volumul pagubelor create societății. De ce procurorii nu se mișcă din această perspectivă?